cu doar câteva zile înainte, săptămâna trecută, doamna Sandu s-a întâlnit cu domnul Filip și au avut o discuție în baza moțiunii care se prefigura, astfel încât să-i convingem pe colegii noștri din Partidul Democrat să se lase de acest mareaj cu Dodon, care este unul păgubos pentru țară, dar și pentru Partidul Democrat, așa cum o spun unii primari a Partidului Democrat din teritoriu, care văd situația din teritoriu și cum primarii sunt lăsați de izbeliște, și primarii Partidului Democrat și aduc bine aminte situația din 2016, când PD-ul a pus umărul la victoria nesperată și acea fraudă care a avut loc în 2016, și mulți din ei nu-și doresc ca acest lucru să se repete. Și noi am discutat temeinic cu Partidul Democrat în speranța că ei vor pune umărul. Și nu v-au ascultat. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.